Încă de ieri după amiază, pompierii olteni au intervenit în mai multe zone pentru salvarea de persoane rămase blocate în zăpadă. Mai mulți oameni care se întorceau de la serviciu, dar și copii cu probleme medicale, au fost ajutați de pompieri să ajungă la destinație. În ultimele 24 de ore, echipajele USOLT au intervenit pe mai multe tronsoane de drum județean din județul Olt. Este vorba de drumul județean 546, între localitățile Slatina, Breben, Coteana, de unde au fost evacuate în total peste 30 de persoane, apoi drumul județean 546A, între localitățile Breben și Schitu, din acea zonă au fost evacuate 7 persoane și transportate către primăria din Breben, unde au rămas cazate peste noapte. În această dimineață, o ambulanță a rămas blocată în zăpadă în timp ce mergea la o fetiță de 2 ani cu stare febrilă în comuna Milcov. Pompierii au intervenit cu autoșenilata și au preluat copilul. La fața locului a ajuns și prefectul județului, Silviu Neacșu. O misiune importantă și care a necesitat o alocare mai mare de forțe a fost în această dimineață în comuna Milcov pentru salvarea unei fetițe în vârstă de 2 ani cu febră, la care nu se putea ajunge din cauza drumului impracticabil. Drumul Slatina-Milcov a fost redeschis circulației astăzi în jurul prânzului. Și la Ipotești a fost nevoie de sprijinul pompierilor pentru preluarea unui minor de 14 ani care necesita îngrijiri medicale. Minorul de 2 ani a rămas internat pe secția de pediatrie cu diagnosticul viroză respiratorie, iar copilul de 14 ani a venit în urgență cu diagnosticul epistaxis formă ușoară și va rămâne sub monitorizare. Pompierii olteni au intervenit de asemenea și în sprijinul colegilor de la Telorman pentru salvarea unei fetițe de 9 ani cu febră. Copilul a fost transportat la spitalul Roșiorii de Vede.